Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Săgetător. Etalare care a întârziat pentru luna martie, dar sper că și acum să primiți niște informații utile, un pic de inspirație în aceste momente deosebite prin care toți trecem și suntem chemați să medităm un pic mai mult la viața noastră și la lucruri care țin de spiritualitate. Voi, cei cu planete în Săgetător, de obicei sunteți marcați de Jupiter și sunteți mai filozofi din fire, dar aveți și acel foc interior care vă îndeamnă să fiți tot timpul pe drumuri, tot timpul în mișcare, tot timpul activ. Ei, sfatul îngerilor, interesant este că a venit și la Scorpion, poate aveți planete în Scorpion sau aveți a face cu Scorpioni, dar eu zic că aveți planete pe acolo, într-un fel sau altul. Mesajul de la înger este să încetiniți un pic, să vă luați timp de relaxare, de visare și eventual de conectare cu flăcările. În acest moment consider că aceste lumânări reprezintă spiritele celor care s-au dus, rudelor voastre, care sunt eventual în cer și vă susțin în această perioadă. Poate unii dintre voi, dacă aveți planete în casa a 12-a, că văd niște peștișori, dacă aveți planete în casa a 12-a, să aveți mai multe șanse să vă conectați la aceste energii care, dragii mei, următorul mesaj este că sunteți protejați. Deci simt că aceste energii vă transmit acest mesaj, că sunteți protejați, să nu vă fie teamă, doar că trebuie să încetiniți un pic din activitățile zilnice, din afacerile pe care le faceți, din ceea ce v-ați propus sau eu știu ce activități aveați în plan. Toți trebuie să o facem și interesant este că au venit mesaje până acum de calmare, de relaxare. Și în această perioadă în care vă încetiniți toate activitățile, poate ar trebui să începeți să vă iubiți, așa cum poate n-ați făcut-o până acum. Adesea încercăm să demonstrăm că suntem ceva ce poate nu ne reprezintă în totalitate. Încercăm să devenim proiecțiile unora și altora, ambițiile părinților sau chiar ale ego-ului nostru. Vrem să fim conducători sau să fim artiști sau să fim, eu știu ce, ghizi, eu știu ce, am putea să mai fim afaceriști, da? Și cu fiecare proiecție ne îndepărtăm de esența noastră, de ceea ce suntem. Consider că în această perioadă de relaxare, de încetinire a activităților, da, slow down, sunteți chemați să vă iubiți așa cum sunteți. Eventual să descoperiți că sunteți divini, că sunteți încântători, că meritați cele mai frumoase lucruri pe care viața, universul vi le poate oferi. Și acum ce vă poate oferi? Decât protecție. Da? Decât protecție. Și nu doar, o transformare, opt, alchimie interioară, cum am spus și la expoziția mea, alchimie interioară. Posibil cei care aveți acest dar al manifestării, îl puteți dezvolta mai mult, cei care nu l-ați descoperit, sper să mă țină bateria, ar trebui să-l descoperiți. Aveam această putere interioară de a ne transforma corpul, că vorbim acum de o situație destul de dramatică și intensă, corpul. Dar pentru asta trebuie să ne conectăm la îngerii noștri protectori, la Dumnezeu, să nu uităm că suntem protejați. Și un alt mesaj văd că ar fi eventual, cum a zis bine, da? Să vorbiți cu îngerii voștri. Vorbiți cu îngerii voștri pentru că ei sunt aici. Ia uite ce frumos, vindecătorul. Sunt aici să vă vindece și eventual dacă găsiți niște metode prin care voi vă vindecați în această perioadă și deveniți puternici, transmiteți-le pentru că sunt utile. Am spus că mai aveți un mesaj, florile. Dacă sunteți în grădină, în momentele cu soare, nu stați în casă, că nu vine chiar așa virusul în grădină, da? Stați printre flori, vindecați-vă în grădină și eventual fiți atenți că florile au și calități terapeutice. Poate ar trebui să le descoperiți unii dintre voi. Oricum aveți, da? Aveți mesaje foarte puternice, că sunteți susținuți. Ia uite, protecție, flori, vorbiți cu îngerii, vindecătorul,
și puterea. Aveți această putere să treceți. Eu știu, poate nu sunteți în țară, poate sunteți în țară, poate aveți părinți, copii, iubiți, iubite în străinătate. Nu contează unde sunteți, aveți acest mesaj. Și eventual, dacă voi descoperiți toată această putere în voi, transmiteți-o altora. Pentru că, de fapt, asta înseamnă să alegi dragostea. Da? Să alegi dragostea, să transmiți din dragoste ceea ce reușești să faci tu, ceea ce reușești să transform, să alchimizezi în tine. Nu uitați că iar aveți credință. Aveți credință, dragii mei. Numărul 12, cei născuți în decembrie, eventual. Iar nouă, casa nouă a spiritualității, a lui Jupiter. 12 și 21, ce frumoasă oglindire, da? Comunicare, comunicați despre credință, comunicați cum v-ați regăsit credința, cei care poate n-ați avut, poate aveți cine știe ce aspecte în harta voastră astrală și ați fost mai pragmatici. Acum este un moment special să puneți această fundație, fundație în credință și în dragoste. Dar pentru asta trebuie să vă iubiți, să vă iertați, să vedeți unde ați greșit în viața voastră, pentru că așa ar trebui să facem toți. La capătul setului de cărți văd că aveți un magician, puteți să o luați, aveți resurse, da? Aveți toate resursele, cum am aici pe tăviță, toate resursele să manifestați ceva nou, iar să transformați, că de fapt asta face magicianul, are resursele și transformă. Vă transformați viața în această perioadă, dragii mei, și comunicați. Eventual, o chestiune care ține de sistem, împăratul și diavolul, da? Asta înseamnă Pluto și Saturn conjunct, da? Temperanța vă îndeamnă la temperanță, da? Slow down, la încetinirea anumitor lucruri și echilibrul vostru, emoțional, pasional. Aici sunteți voi, regele de bute. Trebuie să vă echilibrați pentru că sistemul vă vă impune niște reguli. Dar această impunere este în folosul celor care vor să vadă partea bună, da? Vor să transforme. Știu că voi citi un pic cărțile altfel, dar asta e. Și mi se pare și normal să le adaptez situației. Dacă voi ați văzut altceva, dacă ați văzut berbej, dacă ați văzut zodii, deja știți zodiile în funcție de cărți, vă luați și mesajele pe care le simțiți în plus. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, martie, sfârșit de martie, 20, 19, 20, 31 martie. Dar eu zic că puteți luați etalele mult mai lungi decât o săptămână, decât o lună, pentru că așa e bine. Încă o dată, foarte, foarte frumos, dragii mei, și am și aici nodul nord și mă bucur. Mă bucur, da? Aveți puterea, dragii mei, aveți puterea să rezistați în această perioadă, dar, cum am zis, vă vindecați vorbind cu îngerii, lucrând cu florile. Nu contează că sunteți bărbați de 50-60 de ani. Descoperiți această șansă, această sursă de inspirație, de vindecare și de protecție. Aveți puterea. Eventual, dacă ați fost dezamăgiți într-o situație cu un semn de aer, aveți îndrăgostiții și trei de spade, aveți puterea să rezistați. Există un rege de cupe, o dragoste mare, adevărată, care vă așteaptă într-un fel, așteaptă să se exprime și pasional, eventual după ce vă vindecați această inimă frântă, din cauza cuiva, da? Vedem cum se așează și cărțile. Central, luna. Luna. Este foarte potrivită pentru cartea asta, pentru că mie cartea îmi sugerează semnul peștilor. Am vorbit de semnul peștilor, de casa 12-a, dar poate aveți și planete sau aveți de-a face cu raci, cu scorpioni, sau pur și simplu este luna voastră. Este... Unora dintre voi, vă este teamă și este normal, pentru că luna reprezintă frici, reprezintă necunoscut, vă este teamă de necunoscut. Din acest motiv se zice să vă iubiți așa cum sunteți, să lăsați fricile, să alegeți dragostea, să aveți credința, cum am spus mai devreme, dați în urmă, și să încercați să nu manifestați.
sau să evitați să manifestați fricile. Vedem ce se mai așează. Poate unii dintre voi vă faceți griji pentru mama voastră sau pentru membrii familiei casa a patra. Oh, ce frumos! Aveți speranță! Aici e provocarea, să aveți speranță, să aveți credință. Ce frumos! E aici credința, da? V-am arătat-o? Have faith! Și cred că mă gândesc acum la, să nu greșesc, George Michael. Ia să atașez eu link-ul, George Michael, Have Faith sau Face, în fine. E o melodie foarte frumoasă care sper să vă dea energia necesară în aceste vremuri, în această perioadă. Steaua. Evident că poate să fie și un vărsător, poate vă faceți griji pentru un vărsător, dar nu e obligatoriu, poate să aibă planete acolo. Și eu am planete, poate vă faceți griji pentru mine. Încerc o mică glumă. Nu știu cât o fi de potrivită. Ideea este că, afară de faptul că e un vărsător, că e semn de apă, trecem peste aceste nesemnificative detalii, zic eu, steaua reprezintă credința. Și vă este provocată credința din cauza fricilor. Asta e. Mai ales dacă aveți planete pe Antares, e și mai greu. Nu vreau să vă zic ce înseamnă. La baza acestei cruci aveți 10 de cupe. O mare bucurie cu cineva, poate în familie ați avut perioade frumoase, poate la un moment dat ați idealizat pe cineva, situația aceasta care se va arăta în cruce, este baza crucii. Undeva subconștient posibil, unii dintre voi ar trebui să lăsați, pentru că e subconștientul vostru, dragii mei. Ce zice? Ce îmi place când se confirmă. Iubiți ceea ce sunteți. Lăsați fricile pentru că fricile țin de ego. Iubiți ceea ce sunteți. Și în momentul în care vă iubiți pe voi, iubiți pe ceilalți și manifestați dragostea aceea de care toți avem nevoie. 10 de cupe. Mare bucurie. Undeva în trecut. În ultima vreme, în trecutul apropiat, 7 de monede. Dacă sunteți în străinătate și v-ați izolat de mai mult timp, e normal să apare 7 de monede. Poate, chiar dacă nu sunteți, a trebuit să așteptați. Să așteptați ceva. Evident că poate să fie semn de pământ, dar nu asta mă interesează pe mine foarte mult acum. V-am zis, voi deja știți cărțile. 7 de monede înseamnă planuri. Aha, planuri financiare. În ultima vreme v-ați gândit. În ultima vreme. Da. Poate de la începutul lunii martie, eu am făcut etalarea acum. Poate de la sfârșitul lui februarie, de când au început zvonurile cu situația care este. Ați început să vă gândiți foarte bine și e bine dacă v-ați gândit așa. La banii voștri să nu investiți aiurea, să vă chipzuiți cheltuielile și eventual încă așteptați să vedeți în ce direcție trebuie să depuneți eforturile, acel 8 de monede. Așteptați un pic și e bine. Că trebuie să mai și așteptăm. Viitorul îndepărtat, 5 de băte, viitorul apropiat. Oh, 8 de monede. Deci în curând, în prezent, viitorul apropiat, luați o decizie. Luați o decizie și vă concentrați pe muncă. Eventual, ce frumos, ce frumos, da, am zis, vă concentrați pe voi. Pe transformarea voastră, iar 8, da, 8 și 8. Aici ar fi aproape un 8 de cupe, dar adică o stare mai emoțională, dar e și muncă, muncă fizică pentru o situație care devine conflictuală. 5 de băte este o energie conflictuală, posibil. Trebuie să vă luptați pentru o victorie, pentru a menține. Am înțeles. Pentru a vă împlini această speranță, credință, vis. Acesta este 10 de cupe. E în subconștientul vostru, vi-l doriți. O familie fericită, unită, da? Și acum situația aceasta cu frici din necunoscut, cu situații din necunoscut care v-a blocat un pic evoluția financiară și creșterea financiară, dar sunteți determinați și la 5 de bâte văd determinare, determinare să lucrați, să vă zbateți cu forțele exterioare, cu situațiile prin care veți fi
provocat să treceți. Poate să fie și concurență, poate să fie, vă dați seama, dacă vine criză financiară, va trebui să vă zbateți foarte mult. Deci munciți acum. Munciți acum pentru că vor fi niște situații destul de conflictuale. Sfatul, cavalerul de băte, de băte, aia înseamnă că sunteți voi. Voi trebuie să fiți cavalerul de monede, adică să fiți mai pământeni, da, și să analizați bine ce trebuie să faceți. Se vede că ați început să analizați 7 de monede, vreți să munciți, dar să nu vă aruncați foarte mult în planuri. Luați fiecare plan, pas cu pas, că asta face cavalerul de monede, foarte ordonat, controlat, răbdător, logic, da? Lăsați focul acela care vă animă de obicei, fiți un pic mai logici și mai pragmatici în ceea ce ține de protecția voastră, evident, de vindecarea voastră, da? De vindecare. De menținerea puterii, dar putere, vorbesc de putere fizică, vorbesc de stabilitate financiară, familiară vreau să zic, dar probabil că e și financiară, da? Sper că sunt înțeleasă. Da, încă fac etalarea în pat, încă nu m-am mutat, astăzi fac ultimul transport și mă voi muta în atelier și o să am mai mult spațiu. Exterior, 8 de cupe, apare totuși, da? Un semn de apă. Cineva de care v-ați îndepărtat, emoțional, că o fi semn de apă, că nu fi semn de apă, v-ați îndepărtat. Și vă influențează această separare, eventual tăcere. Este o forță exterioară. Cineva s-a îndepărtat de voi, sau voi de ei, voi știți? Un semn de apă. Probabil din acest motiv apare central. Încă aveți speranță că vă puteți conecta la ei. Și poate unii dintre voi vreți să vă redresați financiar și să munciți, vedem ce alte cărți arată, să munciți, să luptați pentru această persoană, să o readuceți, pentru că este în sufletul vostru și văd că vă doriți această speranță cu ei. Aveți un vis neîmplinit cu ei, pentru că e în subconștient. Înțelegeți? V-ați dorit această fericire cu această persoană, dar din niște motive v-ați îndepărtat. Și în această perioadă, eventual, unii dintre voi vă gândiți la ei, vă faceți griji și provocarea este cum să manifestați speranță, credință, da? Nu grijile. Cum să împliniți, da? Cum să împliniți acest vis. Nu să vă marcați, vă lăsați marcați de frici și de griji. Hai, sper că sunt înțeles. Mie mi se pare că exprim logic, da? Știți cum? Poate să fie doar impresia mea. Deci acesta ar fi forța exterioară. De ce vă este teamă? De nebun, e normal. De riscuri. De riscuri și e de înțeles. E o apariție logică în acest context. Nebun. Sau vă este teamă să acționați un pic nebunește pentru că aveți un 5 de băte, o energie destul de combativă. Dar, evident, nu trebuie să riscăm nimic. Ce vă doriți? Renaștere. Renaștere și e minunat. Vindecare. Putere. Da? Ce mai e și aici? Să aveți credință. Aveți credință. Aveți credință că veți renaște, da? Că toți acești fluturi, asta înseamnă renaștere. Asta înseamnă judecata, în general, renaștere. Dar, afară de renaștere, sper să nu se termine bateria, afară de renaștere, vă doriți să aveți o judecată clară, da? Să nu faceți alegeri riscante, da? Dar aveți și sfatul să fiți cavalerul de monede. Aveți 3 cărți de monede, fiți pământeni, fiți cu capul pe umeri, picioarele pe pământ, pentru că nu este vreme de riscuri. Judecați, să nu uit. Conectați-vă la îngerii voștri,
Este foarte similar, dintr-o altă perspectivă, cu vorbiți cu îngerii voștri. Vorbiți cu îngerii voștri. În somn, în meditație, când stați și spălați varse, nu contează. Eu vorbesc destul de des cu ei. Ah, ce interesant! A apărut și la Scorpion exact în aceeași poziție. Marea preoteasă. Ori, spre sfârșitul perioadei, vă conectați la o mare preoteasă, la cineva în semnul peștilor, la... sau neapărat poate să fie rac sau scorpion, da? Sau pur și simplu, da, vă conectați la intuiția voastră în această perioadă. Am vorbit de chestia asta, dați în urmă, că într-o formă sau alta se confirmă ce am spus. Vorbiți cu îngerii voștri, dragii mei, pentru că îngerii vă transmit mesaje de protecție, săgetători și orice ați fi. Marea preoteasă. Ah, și abia aștept să fac o înregistrare pe care sper să o înțelegeți unii dintre voi legat de această carte și cea cu numărul 4, Marele Preot. Vai, ce frumos! 9, de la 7, 8, 9 de monede. E o persoană independentă, frumoasă, că sunteți voi și vreți să deveniți această persoană? Posibil, poate este altă persoană la care vă gândiți. Pești, fecioară, iar o poziție a pești, fecioară, cu care vreți o relație echilibrată? Interesant. Vai, chiar 10, chiar căsătorie unii dintre voi. Sau abundență măcar. Ce frumos ar fi să primesc confirmarea acestei împliniri peste câteva luni, da? Pentru că evident că lucrurile teoretic ar trebui să se împlinească după ce ieșim din această perioadă de izolare. Aveți puterea, da? Dacă există o dezamăgire în dragoste, aveți puterea să rezistați, pentru că există dragoste adevărată care stă să se manifeste. Și sunteți pregătiți să luptați într-o formă sau altă. Iar 5, 7, oarecum asemănătoare. Mici diferențe, dar sunt asemănătoare. Amândoi luptă. Sunt asumați pentru o situație stabilă. Vă doriți stabilitate, evident, și acum cam toți ne dorim stabilitate. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină și vă pup. Numai bine. Pa!